Când a văzut lumea ce vreme e afară, mi-au zis oamenii măruță, sună-l pe busul, adu pe busul la emisiune. Eu am văzut că v-ați cam speriat. Că... Să știi că suntem ușor de speriați când vedem ce e afară. Dar nu înțeleg de ce ne speriem. Cum? De ce ne speriem atât de tare? Hai să luăm săptămâna păi cum, asta. de ce să ne speriem? Pentru că, de hai exemplu, să vă spun, ieri hai să vă era explic. patinoar pe stradă. Da, ieri era patinoar pe stradă. Nu la noi este problema. Noi ne adaptăm foarte ușor. Noi ne e foarte ușor să trecem peste lucrurile astea. Ce fac plantele? Gândiți-vă la ele. Ce fac plantele care au dat deja cu nasul de primăvară, au început să scoată, să se pregătească pentru un mugurit și pentru unii copaci chiar au înflorit în unele zone. Și gata, vezi, a dat înghețul ăsta A dat vremea asta și s-a cam terminat Pentru plante, știi? Pentru rodul plantelor Nu neapărat că s-au... Plantă, să știi că nu vorbim despre tine Plantă nu de tine, nu, nu plantă lasă, stai Să, să te să uita așa, credeam că e vorba despre el uh, Nu plantă, nu, nu domnul mă, vorbește de alte plante Nu, nu mă impresionează foarte tare nevoi, Nevoile Nu nevoile, nevoile da Nu mă impresionează foarte tare uh, Atunci când se plâng oamenii de vreme nu mă impresionează. Pentru că noi avem toate mijloacele să ne adaptăm, să ne ferim, să ne ascundem, să ne protejăm. Noi nu suntem la, la cum să zic eu, nu suntem nu dez, dezgoliți în fața naturii și a vremii. Noi ne punem o haină. Uh, groasă, ne ascundem prin uh, casă, avem uh, cum să ne să protejăm. Dar plantele, protejăm. exact cum spuneai tu ceva. Dar uite vrem. natura, e problemă cu natura, e problemă cu berzele alea care au venit deja din Africa, e problemă cu foarte mult păsăret pe care l-am auzit cântând uh, acum o săptămână da. într-o veselie uh, supremă și o bucurie, o odă a bucuriei era că uite, gata, se încălzește. Și acum săracele de, de ele se trezesc dezgolite da, în fața nu se naturii. Nu asta mai de mult, nu era zăpada mieilor întotdeauna înainte de Paște? Zăpada mieilor era o chestie care ținea o zi, două, nu era o problemă atât de mare. Și zăpada mieilor nu venea neapărat cu vremea atât de rece. Aici e problema asta a acestei săptămâni și a acestei perioade ă, care s-a instalat acum. O să fie și temperaturi de minus 15 grade noaptea în Moldova prin și zona depresionară, mai ține asta, uite... mă, cel puțin o săptămână ține. Adică, adică până săptămâna până la finalul săptămânii? Eu ce aveam azi dimineață pe harta de Europa, până vineri exista o masă de aer cald care venea pe Portugalia și care intra pe zona asta a peninsulei iberice vineri și care cu greu înainta spre Franța întâi, zonele centrale și așa mai departe. Ori dacă asta se întâmpla vineri și cu greu înaintea, eu zic că până marți... Gata. Până, Dar deci marți... până marți avem zăpadă? Până marți... nu neapărat zăpadă, că nu despre zăpadă e Ger vorba. frig? E vorba despre frig, este vorba despre masa asta de aer foarte rece care s-a instalat și despre vântul care vine din câmpia rusă un vânt destul de nenorocit care aduce aer reci și care sporește foarte tare senzația de fric. Tu știi că am mai vorbit despre asta. La minus 3 grade și un vânt de 40 la oră simți minus 12. Deci astea sunt problemele mari, știi? Că de zăpadă putem să mai vorbim. Probabil că pe joi o să înceapă iară. Miercuri noapte intră prin vest, așa, și joi o să cam fie zăpadă pe toată jumătatea sudică a țării. fie probleme, că zăpada aia o să fie mai abundentă. Deja există strat de zăpadă suprapus peste alte straturi de zăpadă în făgăraș și în bucegi. Nu vă recomand sub nicio formă să vă aventurați în cele două masive în perioada asta, pentru că e un risc de avalanșă uriaș, uriaș. Am înțeles, Busu, deci până marți ger avem Eu zic că până marți frig o să fie Cel puțin până marți Acum am zis marți pentru că am, am dat Ca să spun așa, am dat credit Acelei mase de aer cald Că va putea să împingă aerul rece Dar nu sunt nu convins de alta, da, Nu de alta, Busu, dar a fost în felul următor Sâmbătă era 18 grade Toată lumea în parc, exact cum spui tu, plin de oameni, erau da, și tricou, erau un tricou, și erau în tricouri și erau în mânecă exact, scurtă, exact. știu, și, și fetele apoi, mele duminica, au apoi duminica, uite-te tu ce s-a întâmplat. Da, adică știu. pur și simplu duminica a venit gerul ăsta. Bine, mă, hai mă. să certăm pe cineva. Păi pe, pe tine ce te certăm. Păi certați-mă, hai să-mi găsim un țap ispășitor. Sunt, nu știu, sunt niște lucruri care totuși depind de Îmi tine. Îmi asum această poveste. Dacă mă... Uh, cum să zic eu, mă investiți cu atâta forță, ta, eu un copil așa, hai de lasă-l încoace, lasă-l încoace la mine, lasă-l aici. Lăsați copiii lăsați. să vină la busul. Lasă-l lasă să vină aici. Da, știi avea? că aveam un prieten care avea gluma asta. Știi că, mame, lăsați copiii să vină la mine. Da. Știi că, așa ce. Mame, lăsați copiii și veniți la mine. Da. Bun, asta. Bun, deci ideile sunt. Ideea e foarte simplă. Ne vom confrunta cu valul ăsta de fric. Cu zăpada mai puțin, dar... Uh... Cu zăpada o să mai avem de furc Acum, uh, până vineri. O să tot avem probleme Dar vremea să nu era mai normală să fie prin decembrie, de Crăciun Decât acum, înainte de Paști, cel puțin în București Cătălin, normal era să fie Și alți președinți în capul Altor țări Nu neapărat a României Era normal să fie Și altă o rânduire socială Era normal să fie și cu totul altă Deci era nu tot ce normal. e normal uh... Ce e normal? Ce mai e normal în ziua de astăzi? Da. Ce mai e normal în ziua de astăzi? Te întreb. Perfect. Uite, copilul ăla e normal, pentru că lui nu-i pasă de tot ce... Da, mănâncă, și de toată și mănâncă și mănâncă și Exact, de seriozitatea noastră de aici și el... Se mișcă așa de pe un picioruș pe altul și mănâncă cozonat Filmați-l, mă, să vedem și noi cine Foarte e, ce tare. E cu el. Și în același... Așa, mă, așa. Ia uite-l. Mă, da, exact, cum zic. nu A, se de pe un picior el, pe altul, mănâncă cozonat, S-a întors cu, uite, așa. Uite, dansator. Ce exact, vorbești? Perfect. Și cred că ei sunt copii care se bucură cel mai tare de zăpadă, nu? Da, astăzi am văzut pe cineva care îi spunea la școală copilului: Nu te mai băga în zăpadă, trece acasă. Măi cum să-i spui unui copil: Nu te mai băga în zăpadă, trece acasă. Când copilul asta așteaptă de primăvara până toamna târziu și vine iarna el așteaptă zăpada aia, așteaptă să ningă. Zăpada asta acum s-a fleșcăit Dacă te duci pe afară și ai fost și da. ai văzut S-a cam fleșcăit aici în București Dar la noapte e frig? La noapte e cam frig, da La noapte s-a anunțat minus 6 în centru Minus 8 la periferie Cam și, așa Și poimine? Poimine ninge rău Poimâine ninge rău Ți-am spus că joi o să fie un val de ninsoare zdravănă Vineri mai puțin, vineri nu mai avem soare foarte multă, avem așa pe aici, pe colo și sporadic, dar rămânem cu vremea foarte rece. Am înțeles. Și Burs. eu vineri gândește-te că plec cu Codlea, ai Brașov, Sibiu, dacă prind drumurile Uh, zob, îngețate. asta e n-am ce să fac, de am anunțat că mă duc, mă duc, nu mai, nu mai am ce am să fac. Am văzut că a fost și Andreea Esca la piesa de, de teatru da, a fost, acum a a de, fost Andreea, i-a plăcut curând. foarte mult s-a distrat, da, a fost foarte foarte încântată, bine Adevărul e că eu am mai spus Asta este un text foarte bun Este unul dintre cele mai bune texte Așadar, de teatru dar De teatru să ale, lui, uh, ale lui Woody Allen Puteți da. să mergeți să-l vedeți pe busul la teatru Deci la uh, Brașov La Codlea întâi vineri Sâmbătă la Brașov și duminică la Sibiu Pentru că oricum în sala de teatru presupun că o să fie cald acolo Bă, nu că da, nu, n-am uh, avut probleme <laughs> foarte mari Nu, să știi că n-am avut probleme foarte mari Și au început, au început Să se mai uh, rezolve problemele sălilor mai sunt și locuri în care să zicem că sările au fost lăsate așa cam în paragină, dar în general s-a cam investit în sările de spectacol, nu neapărat de teatru, că acolo sunt tot felul de activități. Și am văzut că s-a făcut ceva. Busu, eu îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Uh, îți doresc un weekend frumos și o săptămână călduroasă. Da, în afară să ne de... vedem în vremuri călduroase. În afară de faptul că l-ai cunoscut pe Andrei Gheorghe și că acum suntem cu toții sumbri din cauza asta, tu ești ai o tristețe așa, ce cu tine? Nu, din cauza asta. Din cauza vremii? Nu, din cauza lui Andrei. Din cauza lui Serios. Andrei, așa i Da, sunt foarte afectată, adică când am certit aseară despre povestea ta numai care e paradoxul Cătălin? Că am și vorbit cu el de de curând și da, e, nu. știi care e paradoxul că el a am disp... fost mare fan Andrei da, și l-am admirat și foarte eu am tare. Fost și nu mi-a venit să cred că nu mai e. El a dispărut din zona asta vizibilă în ultima vreme să zicem El n-a mai Era la Pro FM, da, știa, la auzeam Dar n-a mai fost atât de vizibil Știi? Și am zis a, a, E și el acolo E Doar când se întâmplă câte un eveniment Tragic, cum e acesta Care s-a da. petrecut cu Andrei Îți dai seama Ce pierdere uriaș Ce pierdere uriaș Pentru că într-adevăr Andrei Gheorghe este o pierdere uriaș El a a, a reprezentat un pilon foarte important în radioul românesc și i-a dat media. o direcție la un și în dat. media în general, da, a dat o direcție clară